Radu Țibulcă a felicitat-o pe Andreea Lotbă pentru parcursul ei la Survivor România. Ai fost încă o dată un adevărat ambasador al bunului simț. Andreea Lotbă, felicitată de Radu Țibulcă, unul dintre prietenii buni pe care îi are, după eliminarea de la Survivor. Andreea Lotbă a fost concurenta eliminată, duminică seara, de la Survivor România 2021. Actrița din serialul moldovenit de la Canal D a început să plângă în momentul în care a aflat că va părăsi competiția Survivor România. Faima sa a spus că și-ar fi dorit să continue lupta pentru supraviețuire din Republica Dominicană. Pentru că nu a reușit să demonstreze că poate face performanță pe trasee. Se pare că nu-și mai au rost cuvintele acum. Sentimentul e foarte puternic, emoția e foarte puternică. După cum am spus, mi-aș fi dorit ca această competiție să nu se termine aici, mi-aș fi dorit să continui. Sunt conștientă că am venit mult mai târziu în competiție față de colegii mei și nu am reușit să demonstrez la fel de mult ca ei. Totodată sunt împăcată că am luat parte la toată aventura. Am învățat extrem de multe lucruri, am conviețuit alături de oameni extraordinari. Mă bucur că le-am auzit poveștile de viață, care m-au inspirat și mi-au oferit o lecție. Mă bucur că am reușit la Survivor să-mi depășesc limitele, am învățat să înot. Cosmin mi-a oferit sprijinul lui, mi-a sărit de multe ori în ajutor când am fost pe trasee. Sebi, Zani, Ștefan, Raluca, Elena m-au susținut. Le mulțumesc pentru tot sprijinul, a declarat Andreea Lotbă, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi. Radu Țibulcă, mesaj emoționant pentru Andreea Lotbă. Unul dintre prietenii buni ai Andrei, și anume Radu Țibulcă, i-a transmis un mesaj emoționant fostei faimoase. Acesta a ținut să o felicite pentru parcursul ei în competiția Fenomen Survivor România 2021. Felicitări, Andreea, pentru parcursul de la Survivor. Felicitări pentru ambiție, felicitări pentru curaj și mai ales, felicitări pentru faptul că ai fost încă o dată un adevărat ambasador al bunului simț. PS. Poza e făcută cu doar câteva ore înainte ca Andreea să plece în Republica Dominicană. Aștept să o refacem și la sosire, cu toată gașca de moldoveni, a scris Radu Țibulcă, pe rețelele sociale.